Imagini în direct cu Andrei Chiliman, îl urmărim. Doamne, nu știu. Dacă aveam toți banii ăștia, credeți că mai eram primar? Și în serios. Domnul Moisescu de la Soacra l-a împrumutat cu 7 ani. Andrei Chiliman a ajuns pentru declarații în fața procurorilor DNA din Ploiești. Este cercetat într-un dosar de trafic de influență. Vă reamintesc că dosarul ăsta a fost și reținut pentru 24 de ore, însă judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis că nu este cazul să fie arestat preventiv și au dispus plasarea sub control judiciar. Tocmai pentru a respecta acest control judiciar, Andrei Chiliman a fost și în această dimineață la secția 1 de poliție. Puține declarații în fața presei. Primarul sectorului 1 nu a vrut să stea de vorbă cu jurnaliștii. Colega mea, Andreea Traic, urmărește subiectul și poate veni cu detalii. Andreea, ce urmează în acest dosar? Sigur, audierile sunt normale, procurorii adună probe, dar ar putea cere din nou vreo măsură? Vom reface legătura cu colega mea, Andreea Traicu. Din păcate nu auzim pe Andreea. Se pare că și celelalte persoane implicate în dosar vor fi aduse la audieri astăzi la DNA Ploiești. Dosarul instrumentat de DNA Ploiești vizează fapte comise în perioada 2006-2015. Înțeleg că am refăcut legătura cu Andreea Traicu. Andreea, te rog. Bun găsit, în urmă cu doar câteva momente, după cum ați văzut și în imagine, a ajuns la sediul DNA Ploiești Andrei Chiliman. Mi se va aduce la cunoștință măsura sechestrului asiguratoriu, potrivit unor surse judiciare. Acesta este motivul pentru care a fost chemat. Din păcate nu te auzim, Andreea. Sigur, urmărim subiectul, vedem ce audieri vor mai fi astăzi în dosarul acesta în care primarul sectorului 1 este acuzat de trafic de influență. Vedem în imagini în acest moment că mai vin persoane la audieri. Nu prejudici un dosar, 670. Ați aflat voi despre prejudiciu, eu încă n-am aflat, vă rog să mă lăsați să intru. S-a blocat contul în această dimineață? S-a fost poprire pe contul? Nu știu absolut nimic, vă rog să mă lăsați, vă rog, vă mulțumesc. Da, sunt audieri în continuare, spuneam, în dosarul lui Andrei Chiliman la DNA Ploiești.